Ce unele au clocotit astăzi în Parcul Național din Capitală pentru ca vizitatorii să se bucure de cele mai gustoase mâncăruri românești. Pastramă de oaie, tocănițe tradiționale, coaste și cârnați de porc, berbecuți la proțap, dar și pulpe de miel și mici. Bineînțeles, la loc de cinste au fost preparatele pe care ciobanii le făceau pre vremuri la stână, servite cu mămăliguță fierbinte. Totul asezonat cu must și vin. Cârnăciori! Ciolan afumat. Zeci de gospodari s-au adunat astăzi la București și s-au întrecut în bucate care mai de care mai apetisante. Familia Sigheti a venit tocmai din Maramureș ca să-i încânte pe bucureșteni cu preparatele lor. Sarmale, fasole, tocăniță, pastramă, plăcinte cu brânză, ceapă și marar, cu dulceață, cu gem. Faceți totul aici? Tot se pregătește cel la fața locului. De departe, unul dintre cele mai căutate preparate a fost pastrama de oaie. De la cei de aici, de la domnii respectiv, am luat acum două săptămâni de la Focșani și a fost pastrama foarte bună. Deci merită să stați. Merită, pastrama foarte bună. De care? De oaie? De oaie, de berbecuț. Pastrama de berbecuț și un vin merlot cu căpșunică, la 10 lei kilogramul, foarte bun. Nici frigăruile de pui, pastrama de porc, micii sau cartofii prăjiți nu au fost neglijați de vizitatori. Și pentru că pâinea e nelipsită de la masa românului, cuptoarele au mers neîncetat. O mers toată ziua, din bună dimineață. E pâinea caldă, proaspătă și se caută. După așa festin, un must e dar dumnezeiesc. Da, e foarte plăcut. E dulce, e aromat. Gustul tradițional vine din rețeta păstrată cu sfințenie din Străbuni. Domnul Tudorel s-a apucat să facă must după ce a ieșit la pensie. Să bag aici lucrurile, pe aici iese pe furtunul ăsta, iese numai boaba și în spate acolo iese numai ciorchinii. Totul a fost asezonat cu voie bună și muzică.